Și România a reacționat la scandalul stârnit de transformarea țărilor din Europa de Est în coșul de gunoi ale Europei Occidentale, unde sunt trimise alimente de proastă calitate. Lucrul acesta este taxat și de președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, nemțeanul Ioan Munteanu, care susține că acest lucru este posibil din cauza faptului că firmele occidentale profită de nivelul extrem de mic al veniturilor românilor care cumpără din magazine produsele cele mai ieftine. Eu cred că se regăsește în toate țările estice din care au venit din Estul Europei în Uniunea Europeană. Acum știu că Ministerul Agriculturii din România au dispus ca Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și cea pentru protecția consumatorului să facă analize permanent la toate produsele, mai ales cele alimentare, vorbesc de produse alimentare, care intră din spațiul Uniunii, cât și cele din afară spațiului, pentru că avem și dintre cele care intră din afară. E clar că, eu ce pot să spun, eu nu știu, că nu am probe cât și cum e de sănătos sau nu, dar un lucru pot să-l spun, cu gura mare și cu garanții, că produsul românesc garantat este mai sănătos și de calitate mai bună decât produsul care intră pe piața noastră. Și există o explicație simplă, simplă de tot. Omul se duce la raft, un produs nu-l poți obține decât cu un cost, se duce la raft și găsește un produs foarte ieftin. Ce alege la veniturile care le are românul? Pentru că nu are cu ce să aleagă, nu are de unde bani să aleagă de calitate. Alege produsul cel mai ieftin. Sunt convins că alege și boala odată cu el. La recenta întâlnire de la Piatra Neamț dintre ministrul agriculturii și fermierii nemțeni s-a ridicat problema necesității ca fermierii români să aibă același tratament ca cei din Uniunea Europeană pentru a putea să producă cantitatea de alimente necesară pieței românești, producția autohtonă de alimente având condițiile de a putea oferi românilor alimente la prețuri comparabile cu cele din import. Un rol important pentru stimularea consumurilor de alimente românești îl are și legea 31 din 2016, cunoscută ca legea 51 de produse românești la rafturile din supermarketuri, intrată însă în amendare din cauza indicațiilor Comisiei Europene, care o consideră neconcurențială, act normativ ce urmează a fi revizuit de către parlamentarii români. Acolo are ca producătorul român cum îl protejăm, cum îl ajutăm să intre pe același picior de egalitate cu cel european, cu cel din restul țărilor din Uniunea Europeană, mai ales cele din primele care au intrat în Uniunea Europeană, în sensul că producătorul român suferă pe de o parte din subvenții și alte și alt sprijin financiar pe care îl primește cel din Germania sau din Franța sau Olanda, doi la mână. Acei oameni au și alte facilități, ceea ce țin de taxe, impozite, au acoperiri de momente când se pierde producția. Românul nu are așa ceva. Noi încercăm să-i aducem în prim plan acum pe români, prin acea lege de care știe toată lumea, cu 51% produse românești, adică e vorba de legea 321, cu care avem ceva probleme, în sensul că Comisia Uniunii ne-a sesizat doar în formă scrisă să corectăm 3 articole din legea promulgată pe decizii că intră în incidență cu normele europene, Comisiei Europene. Noi vrem să credem că le rezolvăm și că astfel producătorul român va putea intra cel puțin în țară la noi pe picior de egalitate cu cel din afară. Și ca să mai am un argument la calitatea produsului românesc, am să vă spun că produsele românești sunt foarte căutate pe piața externă și că producătorii, mă refer la producătorii mari, aici nu discut de producători foarte mici, au desfacere. Și bineînțeles că îți pui întrebarea, de ce caut atât de mult produsele românești și de acolo ne vin altele de la ei? Dacă le-ar avea acasă, fără cheltuieli, fără nimic, sunt niște întrebări la care nici nu avem nevoie de răspuns, că e logic de ce. Iarăși vorbim de calitate. Problema pesticidelor folosite în agricultura românească este, în opinia deputatului Ioan Munteanu, ușor exagerată în condițiile în care apicultorii cer interzicerea tratării semințelor. Să știți că pesticidele în produsele la care vă referiți dumneavoastră
mai greu sunt sesizabile. Cele mai ușor de sesizat sunt acele cu necazurile cu albinele, unde mor roiuri întregi de albine, de stupi. Dar încă pământul românesc nu e infestat cu atâtea pesticide cum e cel din afară, pentru că performanță mare se face cu tehnologii foarte avansate, ca să traducem elementar. Eu vă spun că, așa cum cer unii crescători de albine astăzi să oprim toate tratamentele la sămânță, la sămânță, puneți văzut dumneavoastră vă albină să intre în pământ să cauți sămânța și ei dau necazurile ultimilor 2 ani de zile pe aceste tratamente, ceea ce nu putem să aducem argumentul ăsta, poate să fie din altă cauză sau chiar și din cauza celui. Dar așa să, doamnă, încă o dată, tratamentele se fac la sămânță. Eu de alea vorbesc și albinarii sunt în protest și cer drepturi. Deputatul Ioan Munteanu susține că în condițiile în care instituțiile statului român își vor face datoria și vor controla mai bine conținutul alimentelor importate în România, se va mai reduce pericolul ca românii să consume alimente cu un grad de toxicitate ridicat. Gradul de protecție al fiecăruia dintre noi depinde însă de veniturile pe care le are.